suntem foarte entuziasmați. Au trecut 10 ani de la ultima noastră apariție la România au Talent, care a fost ultima oară în finală, și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum o să iasă momentul. Mă simt foarte emoționată înainte de semifinală, dar cu toate acestea am încredere în numărul meu. Sunt atât de emoționată încât nu am cuvinte. Da, emoții am, dar sunt emoții așa constructive, încerc să le administrez cumva. Emoționată, dar ca data trecută, nu știu, poate o să pierd emoțiile pe scenă și o să fiu sigură pe mine. Am emoții, foarte multe emoții am, ca de obicei. Și lucrez în acest domeniu deja 14 ani, deci în orice caz, fiecare oară am emoții. Concurenții mi se par uimitori, fiecare cu talentul său în parte. Am reușit să iau legătura cu Emanuel Ion și mi se pare un băiat deosebit. Da, am vorbit cu puțin. Sunt niște oameni foarte, foarte faini și mă înțeleg cu ei bine. Din păcate nu, încă n-am făcut cunoștință cu ei, pentru că eu am multă pregătire, multă recuzită și chiar n-am avut timp pentru asta, dar vreau foarte tare, pentru că în semifinală au ieșit numai cei mai talentați și mă bucur că sunt alături de ei. Mi se par toți foarte ok, foarte prietenoși, doar foarte talentați toți, normal. Și încerc să fiu cât mai sociabilă cu toată lumea. Am reușit să vorbesc cu ei, ne-am prietenit și ne înțelegem foarte bine. Cu ceilalți concurenți că nu am apucat să vorbim și să ne cunoaștem, dar sperăm să ne vedem cât mai curând, să ne cunoaștem cât mai bine. Probabil că vin cu ceva creat personal de mine și practic reinterpretare și cânt ce simt. Sunt versuri scrise de mine, versuri din propriile mele experiențe și sentimente. Deci, cred că ăsta ar fi atul meu. Atul meu în această semifinală este emoția pe care o voi transmite prin dans. Atul meu pentru semifinala aceasta este vocea. Mă rog din tot sufletul ca vocea să țină cu mine și ea să-mi fie atul. Tind să cred că avem un număr diferit față de ceilalți și probabil că asta o să ne ajute. Eu cred că atul meu este faptul că mă diferențiez față de ceilalți. Atul meu cred că este când voi cânta la pian și emoția pe care o voi transmite prin el. Am emoții mari, dar vreau să arăt mai mult decât am arătat prima oară în dans. Dacă la început, când am pășit pe scenă, am salutat-o decât pe Andra, acum, nu știu, sunt atât de mari emoțiile încât îmi vine să întreb dacă pot să leșin puțin. Având și o experiență destul de mare, de aproximativ 13 ani, emoțiile nu sunt chiar atât de mari. Da, emisia live e mereu ceva foarte stresat, nu-mi plac așa chestii, pentru că nu poți să tai nimic, nu poți să faci nimic deja, deci trebuie să faci un dublu odată și e greu. Emoțiile cred că sunt, sincer, mai puține decât au fost la preselecții, pentru că acum cam știu care este situația și știu că trebuie să le mențin la un nivel mai mic. Nu sunt atât de diferite de celelalte emoții pe care le-am avut în audiții. Mi se pare cam la fel. Susținătorul meu numărul 1 cred că desigur că este mama mea și ea privește din Moldova, pentru că nu a venit aici, dar aici am și mulți susținători din București chiar. Sunt prietenii mei. Mama mea, care e fix acolo. Mama mea tot timpul are grijă de tot și se preocupă foarte mult de mine. Și ne certăm destul de des din cauza asta, pentru că e tot timpul pe capul meu, dar apreciez asta, vreau să știe că apreciez și că o iubesc. Susținătorul meu numărul 1 este, de fapt, sunt părinții mei care mă susțin și mă încurajează foarte mult. Susținătorul meu numărul 1 este sora mea, împreună cu întreaga mea familie, dar întâi de toate este sora mea, care mereu și mereu este acolo lângă mine, atât fizic cât și emoțional. Principalii susținători sunt familia, prietenii și în special numărul 1, prietenul meu, Balmuș. Susținătorul meu numărul 1 este familia, care mă susține indiferent de ce moment artistic am. Sper ca oamenii să aprecieze ceea ce eu fac și
să mă voteze, să ajung în mare finală. Votați-mă pentru o surpriză în finală. Dacă o să vă placă momentul nostru artistic, votați-ne și o să ne vedem în finală. Deci eu vă doresc, în primul rând, pace și liniște, sănătate și, desigur, credeți în minuni și neparația vor întâmpla. Aș ruga pe cei de acasă, dragii mei telespectatori, cei din orașul meu, cei din întreaga țară, să nu mă voteze pe mine, ci să-mi susțină și să-mi voteze cu toată inima pasiunea pe care o am pentru cântat. Dacă telespectatorii au simțit emoția dansului, îmi doresc să mă voteze pentru a ne revedea în marea finală.